L-am executat. Da, dacă trece prin cap, eu zic că trece și prin alte oase. Mins rino iepurașilor. Hai la locul tragere aici. Mins rino. Arculețul ăsta și-a găsit cumva drumul înapoi la mine. După ce l-am vândut, prietenul căruia l-am vândut era curios de un longbow pe care l-aveam eu la vânzare și mi-a propus schimbul și bineînțeles că știind despre ce-i vorba, super șmecher, un monstru de 55 de pounds, i-au zis foarte bine rino, 62 de inci de la vârf la vârf. Când spun monstru, mă refer și la comportament, pentru că nu este pentru gleznuțe goale. E un arc sănătos, care nu are cum să, având în vedere dimensiunile și profilurile pe aici, profilele pe aici, nu ai cum să faci torsiunea brațelor cu el. E de război, în cazul în care te gândești la zombii și la post-apocaliptice de genul ăsta, clar îți trebuie un rino. 55 de pounds, nu ești în siguranță nici în mașină, nici sub mașină, nici... În trecut am crăpat cărămizi cu arculețul ăsta. Fantastic. Deci nu încetează să mă uimească. Îl duci, e o adevărată aventură. Și nu o spun la modul negativ, mie îmi plac foarte mult provocările de genul ăsta. E o adevărată aventură, e o adevărată provocare să-l duci la ancoră. Știi? Dar când i-ai dat drumul... Mamă, Doamne, deci... Thunder! Ciocanul lui... Nu știu... The Avengers! E frumos tare, e frumos tare. E a doua oară când ajunge la mine și sper că ultima oară, nu știu, de bine de ce toane am, dar e frumos tare. N-ai cum să obții distracție de genul ăsta cu arculețe mai moi, mai de un 30-35, chiar și 40 de pound. Ca să experimentezi, dar că și e adevărată și poate, nu știu, poate sună arogant într-un fel și nu vreau să sune așa, vreau să vă provoc, vreau să vă provoc să evoluați, să vă doriți întotdeauna mai mult și să fiți mai buni, știi? Nu poți experimenta arcă și ea fără un 50 de pounds minim, fără un 50-55 de pounds, măcar ca senzație așa, nu zic să te duci cu el la concursuri sau să... Poate că am luat locul 2, cred că în 2019 sau în 2020, nu mai știu, am luat locul 2 la un 3D cu el. O să mă uit pe diplomă și o să vă spun. Deci am luat locul 2 cu arculețul ăsta la un concurs de 3D la divizia Bowhunter Unlimited, cred, pentru că trag cu carboane și am raft. Și deci se poate ajunge și pe podium cu o dihanie de genul ăsta, dar nu știu, când îl ai în mână, parcă nu-ți pasă de podiumul, nu-ți pasă de... Transformă fiecare săgeată trasă într-o senzație cu adevărat plăcută, cu adevărat magică. Simplu fapt că ești demn să-l duci la ancoră îți dă o anumită satisfacție. De acolo e deja bonus, știi? E ceva frumos. Și v-am zis, construcția asta solid așa, îmi pare rău că n-am brațe mai de la alte arcuri să vă arăt comparația, să vedeți cât de solid e, uite cât de gros e aici. Stejar la brațe, walnut, cum dracu să zicem, cred că nuc este, nuc, calun, ceva walnut, e în engleză, la mâner, cred că nuc, da. Fibră de sticlă transparentă, deci fără fițe, fără figuri, fără furniruri de-alea exotice, care să-i dea nu știu ce culori. Deși la finisaje n-ai ce să-i reproșeze. Adică și are un lac, nu știu cum au reușit să obțină, nu știu dacă cât se vede pe cameră, are un lac care îi dă o textură puțin, e puțin aspru pe aici, ca vopseaua aia Raptor așa, știi? Îi dă un pic de textură, o idee cât să nu se alunece din mână. Pentru că
ai nevoie, ai nevoie când tragi pe așa ceva. E o încântare să, de fiecare dată când, când trag câte o săgeată, e o distracție cu arculețul ăsta. Ia, mai dau una. Deci l-am nenorocit pe ăla, deci am, am făcut căpățâna aia varză. Da, cu așa ceva chiar, chiar experimentezi arcășia. Nu se compară, nu se compară cu alte arcuri mai finuțe. Au și alea un farmec și nu-l reneg. Au și alea farmecul lor, au și alea rostul și eleganța și distinția. Dar ăsta e ca un, nu știu, ca un muscle card la american, ca un utilaj. E o putere brută acolo. Deși nu pot să zic că te penalizează la precizie. Arcul e precis. Mai mult decât sincronizarea brațelor nu poate să-ți ofere. E la fel de precis ca cât ești tu de precis, știi? Nu-ți poate oferi ceva în plus față de abilitățile pe care le ai deja. Și dacă ai abilitatea să întinzi 55, mamă. Deși a stric săgeți, nu pot să mă mai abțin. Da, chiar îmi pare bine că a revenit la mine arculețul. Nu știu cât o să trag cu el până mă satur, dar deocamdată e o splendoare și e frumos. Și antrenați-vă, evoluați, să ajungeți să întindeți așa ceva și abia pe urmă puteți să vă dați seama despre ce, despre ce vorbesc. Atenție, nu vă îndemn la teribilisme. Nu te apuca acum să întinzi de 55 de pounds dacă tu nu ești în stare să tragi bine cu 30. Deci ai grijă să nu-ți faci rău, nu te grăbi în antrenament, e vorba de perseverență, e vorba de tot setul ăsta de valori din sport. Dar odată ajuns aici, e ceva wow. Hai, sănătate!